Vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi, vă salutăm și vă mulțumim că și în această seară ați ales să petreceți ce următoare împreună cu noi. Avem onarea ca și de această dată să avem în studiul nostru ca invitat de la distanță un prieten drag, un lui Dumnezeu și bineînțeles un om care aleargă, așa că îi mulțumesc lui Dumnezeu și în special invitatului nostru că a acceptat să vină în seara aceasta împreună cu noi. Și fără să vă mai țin în suspans, dați-mi voi să spun un bun revenit fatului fratelui păstor Florin Iosub, la Biserica Creștină Baptistă din Cărpiniș, județul Timiș. Florin, bine ai revenit! Bine te-am găsit, Cătălin, și pe toți cei care sunt pe frecvența Televiziune producenți și nu numai, și pe canale de streaming sau media prin care difuzați emisiunea. Da, slavă Domnului, Florin, mulțumim pentru prezența ta. Am spus că ești un om foarte ocupat, aler și mulțumesc pentru timpul acesta pe care l a rezervat pentru a sta de vorbă cu noi. Bună, Uh, astăzi vom discuta împreună câteva lucruri despre tine, câteva lucruri despre uh, ceea ce faci, despre chemarea pe care ți-a făcut Dumnezeu, despre modul în care tu slujești, și apoi vom trece la câteva lucruri puțin mai, uh, să spunem așa, mai uh, uh, mai complexe. Practic, vom încerca, prin Lumina Scriptură, să ne uităm așa la ceea ce uh, se întâmplă în zilele noastre. Uh, Atât la nivel intern, în bisericile evanghelice, în bisericile baptiste, la modul în care uh, am ajuns să reacționăm la situația aceasta globală, la crizele din jurul nostru. Am trecut cu toții prin mai multe perioade dificile, uh, se văd consecințele. Uh, sunt multe lucruri bune care s-au întâmplat, sunt lucruri mai puțin bune pe care le observăm și care, uh, uh, practic, le trecem împreună. Asta la când ne uităm în intern, în comunitățile noastre creștine, acasă, biserici și absolut în tot ce înseamnă la nivel local și național. Apoi vreau să ne uităm puțin și la răspunsul extern pe care biserica îl dă sau a încercat să-l dea sau încearcă să-l dea. Nu a fost învățați nici cum, nici în școlile teologice, nici în în studiile noastre cum să reacționăm sau cum să ne comportăm cu tot ce înseamnă ideologia aceasta de stânga da, Nici politice. nu ne-am cu așa ceva în istorie. Practic da, nu știm, nou. învățăm împreună. Vreau să vedem, ne uităm puțin și la modul acesta. Ce am, cum suntem, cum trecem, ce sunt, e bine ce facem. Suntem activi, nu suntem activi, mai putem face ceva. Și bineînțeles, în ultima parte, aproape de încheiere, vreau să discutăm și despre câteva soluții, tot așa, plecând de la ceea ce Dumnezeu ne cheamă, ceea ce ne spune să facem o Sfânta Scriptură. Vreau să dacă mai e lumină la capătul tunelului, mai este Dumnezeu în control, mai lucrează Dumnezeu și asta, știu eu, mai e vreo speranță pe pământul acesta, nu știu. Ne uităm așa, astfel încât să, să, plecăm de aici, bineînțeles, motivați și încurajați. Asta e, deci, cu siguranță, stimați prieteni, emisiunea asta va fi o emisiune în care, chiar dacă discutăm și lucruri negative, e vorbim pozitiv, dintr-o perspectivă pozitivă. Terminăm, absolut, terminăm cu o încurajare și cu o chemare la pocăință, cu siguranță, nu? Și la, la schimbare. Absolut. Vreau să menționez două lucruri interesante, nu pot să să ratez momentul ăsta. Cu Florin am o relație specială datorită faptul că Florin cu mulți ani în urmă a predicat după o schiță de predică pe care eu cred că am predicat o cel mai mult nu știu cât a folosit-o el. Este vorba de o predică despre motivarea la rugire, o predică din cartea Judecător, capitolul 3, versetul 31. Uh, și nu știu de câte ori ai folosit-o eu, dar cred că am folosit-o de zeci de ori, pentru că este face parte din discursul meu de recrutare a colegilor, a colaboratorilor, a celor care îi motivez să vină să alujiască împreună cu noi. Uh, pentru că. De obicei, oamenii nu sunt atât de deschiși și uh, dornici și trebuie motivați. Atunci, pentru mine, textul acela și schița aceea este baza uh, de a răspunde unor, să spunem, obiecții atunci când oamenii spun că nu sunt, poate, cei mai potriviți, nu au ce le trebuie, nu au resurse, poate nu au chemare și, uh, slavă Domnule, așa că îți mulțumesc încă o dată pentru schița aceasta. Întotdeauna te menționez și îți mulțumesc. Pentru lucrarea aceasta. Și încă o, o mențiune înainte de a începe. Vreau să încep prezentarea ta. În afară de faptul că ești păstor și lucrător, mai ai și un statut special, ești de proaspăt bunic. Și asta este da, da. <laughs> Te felicit pentru treaba asta, o familie frumoasă. Fiți binecuvântați și din prisma asta a omului care a ajuns să se bucure și de nepoți. La văd Domnului! Te rog, Florin, Începe cu câteva lucruri despre tine și apoi o luăm așa. Aș începe, începe. reveni puțin la chestiunea cu șamgar, pentru că în urmă asta vorbește ceva și despre mine. Practic mesajul acela despre Shamgar din judecători 3 cu 31 a pornit într-un fel dintr-o experiență personală pe care am trăit-o. Și vine din, din contextul de viață în care m-am dezvoltat sau am crescut. Vorbeam la un moment dat și despre șamgar, că nu are un istoric că Nu are părinți, bunici, cunoscuți Și totuși Dumnezeu îl folosește pentru, pentru o vreme Nici părinții mei nu au fost păstori, nici bunicii mei nu au fost păstori Și bunicul meu a fost pionier al credinței în satul în care s-a întors după război Acolo unde și-a crescut familia, copiii și s-a dezvoltat Dar la fel ca și Shamgar, n-am avut niciun nume special, nici resurse deosebite Și totuși Dumnezeu m-a chemat la slujire cu vreo 30 de ani în urmă În 1993, deși după vreo 2 ani de zile de când cochetam cu slujirea Fusese implicat în câteva tabere creștine în zona Sucevei, mai exact la Voroneț Cu cei de la Cristia în 1993 am fost botezat, și uh, botezul a venit și într-un context mai special Era implicat într-un grup mic uh, de studiu Împreună cu uh, Irinel Cazacu, cel care este pastor la uh, Ploiești uh, Mircea Vatamaniuc este pastor la Alba Iulia uh, Și uh, alții câțiva care la vremea respectivă uh, erau implicați în misiune Și au tras după ei uh, tineri care nu făceau nimic, steau la balconul bisericii am crescut în grupul respectiv, de acolo Dumnezeu m-a scos, m-a cercetat, m-am întors la Dumnezeu cu adevărat și am avut parte de acea naștere din nou, după aceea botezul în 93. Interesant că în 93 Irinel și Mircea au plecat la seminar, pentru că Dumnezeu le-a clarificat chemarea și asta de, de a merge, de a se pregăti mai mult din punct de vedere teologic și apoi de a se implica în slujirea pastorală. Doi ani mai târziu eu am plecat la seminar din grupul respectiv și am lăsat în urmă pe altcineva care să conducă grupul, acel cineva era Sorin Bădrăgan, care actualmente este pastor la Biserica Providența din București. După ce Sorin Bădrăgan a plecat și el la București în 96 la seminar, a lăsat în urmă un alt tânăr care să conducă grupul, Adia Ghinițe, care este pastor în Suceava în momentul acesta la Biserica Diaconia. A plecat Adi, a lăsat în urmă un alt tânăr care să conducă grupul respectiv Și care este a terminat seminarul la București, a fost implicat pentru o vreme în slujire La momentul ăsta nu știu exact unde este implicat în slujire Dar foarte interesant că într-un decurs de vreo câțiva ani de zile Nu știu, 4, 5, 6 ani de zile Din grupul acela mic s-au ridicat vreo 6 păstori Bravo, Și a lucrat Dumnezeu în, în momentul respectiv Și într-un fel eu am simțit încă de acolo am simțit pasiunea asta de a mă implica în grupuri mici, de a studia împreună cu uh, cei pe care îi strâng împreună. Uh, după ce m-am întors de la seminar, am terminat seminarul în 1999 la București, uh, am avut ocazia să merg la studii mai departe, am refuzat în momentul acela pentru că am simțit chemarea pastorală și uh, stăteam de vorbă cu fratele Oti Bunaciu, la momentul acela am avut o discuție în, în mașină, călătoriam împreună și era vorba de seminarul de la Praga, unde puteam să-mi continui studiile și am spus, frate, oti, cred că la momentul ăsta vreau să vă implic în slujirea pastorală și las deocamdată studiile deoparte. Probabil că va veni vremea studiilor mai târziu, dar în momentul ăsta vreau să fac pastorală. și uh, Am fost ales ca și pastor al Bisericii Maranata din Suceava, în 1999, în ianuarie, a fost adunarea geală, apoi în august angajarea uh, efectivă. Uh, și unul din primele lucruri pe care le-am făcut după ce am terminat seminarul și m-am întors acasă la Biserica Maranata din Suceava a fost să dezvolt uh, un grup de studiu. Am strâns împreună uh, persoane care aveau potențial pentru slujire, uh, am investit în ei, am încercat să dezvoltăm chestiunea asta uh, mai larg în biserică, să se dezvolte mai multe grupe de studiu, grupuri de studiu, uh, dar uh, au fost tot felul de provocări, tot felul de limitări pe care le-am avut la momentul acela. Uh, și cu toate acestea, uh, grupul respectiv a mers mai departe Și acum când stau și mă uit în urmă, ori de câte ori vizitez Suceava Văd uh, persoane care sunt implicate acum în biserică, în biserica din Suceava Conduc timpul de rugăciune, conduc studiu biblic, unii predică, merg în misiune Conduc grupe de, uh, grupuri de tineri care merg în uh, misiune uh, Sunt dintre cei care au crescut în vremea aceea în, în acel grup de studiu, și după aceea, ei și-au dezvoltat și mai departe grupurile de studiu și s-au dezvoltat din ce în ce mai, mai mult. În perioada aceea am început să trec dincolo de granițele Sucevei și ale Bucovinei. I-am cunoscut pe cei din Nucleul Național al BI și am început să mă implic împreună cu cei de la BI. În felul ăsta am conectat dorința asta de a mă implica în grupuri de studii cu materiale de la BI și apoi dezvoltarea grupurilor de studiu prin intermediul celor de la, de la BI. I-am cunoscut pe cei care mai târziu au dezvoltat lucrarea cu Every Generation Ministry. Acum în Cluj continuă lucrarea aceasta. Educație pentru fiecare generație, mi se pare, se numește în românește la momentul ăsta asociația respectivă, dezvoltă materiale de studiu pentru copii și învățătorii de copii. În 2001, Dumnezeu ne-a chemat să lăsăm în urmă Suceava, să ne mutăm în Timișoara și de acolo mi s-a lipit inima de zona aceasta, Cărviniș, Bobda, în zona de vest a Timișoarei, o zonă foarte aridă din punct de vedere a Evangheliei. Noi zicem pusta Banatului sau Oltenia Banatului, pentru că e o zonă în care sunt multe sate fără prezență evanghelică, nici măcar biserici pentecostale, deși pentecostale sunt destul de răspândiți în județul Timiș. Nu sunt nici penticostali, nici baptici, nici creștini pe Evanghelie Destul de multe localități unde nu există biserică evanghelică Am început să lucrăm cu cei din Cărpiniș Începând din 2001, practic avem 22 de ani De când suntem în aceeași biserică și slujim împreună cu cei de acolo, fiind o biserică ce nu m-a solicitat foarte mult. O biserică foarte mare, o unitate de 100 de persoane, cu copii, cu aparținători, dar o biserică vie și o biserică care s-a dezvoltat foarte frumos în toată perioada asta. Am avut libertatea din partea celor din biserică să mă implic și să ajut și alte lucrări în 2001 în paralel cu postoria bisericii din, din Cărpiniș, din Cercul respectiv, Cărpiniș, Bobda, Berexau. I-am ajutat pe cei de la Betania să-și dezvolte o lucrare de tineret, veneau după o situație de criză, mai erau destul de puțini, în jur de 7, 8, 10, 12 persoane care participau la întâlnire de tineri și vreo 5 ani de zile am investit din nou, începând cu un grup mic de uh, uh, oameni cu potențial, dintre tinerii din Biserica Betania. Și încet, încet, grupul respectiv s-a dezvoltat atât de mult încât la un moment dat, în 2006, erau în jur de 70 de participanți la întâlnirile de tineret ale Bisericii Betania din, din Timișoara. M-am retras în momentul în care am ridicat din urmă pe altcineva în colaborare cu fratele Eugen Groza, care nu mai este în viață, Adine Coni, care este pastorul la Chicago și cu alții care au fost în vremea respectivă Biserica Betania am încercat să-l includem din ce în ce mai mult în slujirea și asta cu tinerii pe fratele Valentin Făt, care actualmente este pastorul bisericii și după un an de zile de tranziție el a rămas pastor cu tinerii, eu m-am retras pentru că încet încet am început să mă implic în alte biserici din zonă Erau biserici care treceau prin situații de criză Biserica din Jimbolia nu avea păstoare, era într-o situație de criză Biserica din Gotlo rămăsese fără păstor și era într-o situație de criză Asta a durat până prin 2010 Dar mai eu, o chestiune, din 2002 februarie am început să colaborez cu cei de la Mission Link Internațional pentru că și aveau sediu oarecum la Biserica Betania din Timișoara, unde slujeam cu tinerii și alături de fratele Eugen Groza am dezvoltat uh, programul acesta de parteneriate de biserici, biserici din România, în parteneriate cu biserici din Statele Unite ale Americii sau din uh, vestul Europei și, în mod special, biserici din zone defavorizate. Vorbim aici de uh, zona Feteștiului și împrejurim zona Giurgiului și împrejurim Megidia, uh, Tulcea, uh, Babadag, Vorbim de zona Alexandriei și împrejurim Zimnicea, o zonă din nou unde Evanghelia se răspândește destul de greu Apoi zona Apusenilor la Câmpeni Mai nou, după ce s-au dezvoltat tot fel de alte lucrări în zona Câmpina cu fratele Ion Vasile și pe zona respectivă Și apoi ei și-au extins lucrarea spre Buzău Interesant e că în județul Buzău sunt doar patru biserici baptiste, patru postori și noi lucrăm cu trei dintre ei, fratele Cocoș Daniel de la Buzău, apoi Bebi Prică de la Bătila și Decebal Prică de la Ciuta. Practic cu trei din cele patru biserici, cu trei din cei patru postori din județul Buzău colaborăm activ și susținem lucrarea de acolo prin intermediul fundației Mission Internațional. Lucrurile s-au dezvoltat dar în 2010 a fost o chestiune foarte interesantă, fără să cunosc pe absolut nimeni de la Viena. Am primit o invitație să predic la Viena, la Biserica Autistă Română numărul 1. S-au legat relațiile, s-au strâns relațiile și apoi am început să colaborez cu ei. Veneau după o situație de criză. În 2007 s-a rupt biserica, în 2009 s-a rupt încă o dată biserica, în 2010, când am predicat pentru prima dată acolo, erau destul de împrăștiați, răspândiți, unii nu mai veneau la biserică, alții mergeau deja la alte biserici, fie austriece, fie uh, române, penticostale sau uh, baptiste. Uh, și atunci uh, am simțit uh, povara, și asta, să mă implic din nou în și să-i ajut pe cei de la Viena să se strângă uh, în jurul bisericii, să se strângă în jurul unui nucleu care funcționa în, uh, în biserică. Uh, și vreo 5 ani de zile am făcut Naveta, Timișoara Viena, 10 zile în fiecare lună. Uh, angajat legal în Austria cu jumătate de normă uh, și am investit uh, în Biserica din Viena până când s-au pus din nou pe picioare. În anul 2014, dacă mi-aduc bine aminte, uh, am ridicat uh, din sânul bisericii pe cea care era lucrător cu tine, îi terminase uh, la Oradia uh, teologia, dar cu ceva vreme în urmă, uh, numai că nu fusese implicat ca și lucrător în biserică sau slujitor, avea un job, era manager la un magazin Bila și era implicat destul de mult ca și timp în jobul respectiv. Dar a simțit chemarea și asta să fie pastor cu tinerii. După aceea, frații l-au chemat ca și pastor plin al bisericii. Am slujit în paralel, după ce l-am ales ca și pastor al bisericii și undeva în octombrie 2015 m-am retras de acolo, lăsând în urmă biserica postorită și așezată. Și și acolo ne-am implicat în grupuri de studiu, deci practic chestiunea și asta devine așa ca o paradigmă a vieții, grupurile de studiu, am crescut într-un grup de studiu, acolo m-am întors la Dumnezeu De acolo am fost chemat la seminar să slujesc, să mă pregătesc teologic și după aceea să slujesc ca și postor, m-am întors, am dezvoltat grup de studiu la Suceava, grupuri de studiu la și la Betania, după aceea grupuri de studiu în Viena împreună cu cei din Biserica Autistă și actualmente suntem implicați în diverse grupuri de studiu, chiar mai nou, începând din 2007, dar în ultimii ani s-au dezvoltat un pic mai bine. Dezvoltăm grupuri de studiu împreună cu cei de la BI, cu cei de la Cluj, fratele Cioflica Avem o foarte bună colaborare cu, cu el, noi comandăm materialele, el ne pune la dispoziție și apoi le punem la dispoziția celor care vor să se implice într-un grup de studiu, să studieze împreună materialele respective și în felul ăsta să-și dezvolte lucrarea pe care o fac în, în bisericile locale. Practic, e programul în engleză se numește Leadership Development, dezvoltare de lider, dar mai degrabă e dezvoltare de slujitori în biserici, pentru că e o nevoie actuală. Dezvoltarea și asta de, de slujitori în biserici. Deși avem două școli teologice în România, deși avem zeci de persoane care termină în fiecare an teologie pastorală, încă eu cred că există o mare nevoie de slujitori, slujitori pe toate nivelurile, începând de la învățătorii de copii slujitori care să conducă un grup de studiu în biserică sau să conducă studiu biblic sau să țină rugăciunea, să țină locul postorului în biserică sau chiar să devină pastore ai bisericilor, misionari, evanghelici și așa mai departe. Și atunci, cred că grupurile acestea de studiu pot să fie o Poate vorbim despre asta puțin mai, puțin mai târziu. Da, 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 trebuie să ajungem, uh. și ajungem, ajungem imediat și acolo. Ce vreau să mai spui uh, și să nu este, vreau să vorbim uh. puțin și despre implicare, te rog. Da, 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 o chestiune așa destul de interesantă din 2011 am fost ales și în Comitetul de Conducere al Comunității Timișoara, după aceea din 2015 până anul acesta am fost secretarul comunității și prin asta practic Dumnezeu mi-a deschis o perspectivă nouă, pentru că fiind în Consiliul Uniunii am văzut la nivelul întregii țări, am văzut cam cum stau lucrurile și în celelalte biserici baptiste. Care este dinamica în zona rurală, în zona urbană, care e dinamica în ce privește slujirea, dezvoltarea de lucrători, chemarea lucrătorilor Felul în care lucrătorii uh, rămân în lucrare sau unii sunt ispitiți pur și simplu să părăsească lucrarea uh, Sau sunt tentați să se retragă din lucrare din pricina provocărilor uh, actuale, provocărilor contemporane uh, Și am avut ocazia, practic, la nivelul Consiliului Uniunii să-mi să formez imaginea și asta Asta m-a ținut destul de aproape și de conferințele naționale, congresele care au fost organizate în ultima perioadă, și am încercat destul de activ să, să fiu parte a congreselor, ultimele două congrese, ultimele conferințe naționale, ședințele Consiliului Unii. Și prin toate astea, eu cred că Dumnezeu mi-a deschis ochii să văd mult mai mult imaginea de ansamblu a baptiștilor din România, a bisericilor baptiste din România și nu numai, a slujitorilor a, din Bisericile Baptiste, din Comunitățile Baptiste din, a, din România. La văd, domnului, tocmai de asta stăm și astăzi de vorbă, tocmai din perspectiva aceasta a, a alujirii la nivel național, a ceea ce se întâmplă și chiar internațional. Și vreau înainte de a trece la prima întrebare, vreau să ne spui câteva lucruri despre implicarea ta în zona aceasta socială și cu precădere în Ucraina, că uh, nu de alta, dar foarte mult, așa cum văd eu, cu siguranță văd și alții, destul, ai bătut destul de da, destrămările da, da, da. către Ucraina. spune cum, uh, ai, cum da. a fost acolo în ultima vreme, cum, 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 cum Aici E nevoie de o conexiune cu ce spuneam la început, vorbeam cu fratele Iotibuna și spuneam că nu e momentul pentru continuarea studiilor. Uh, Mi-am continuat studiile în 2010, în 2008, de fapt la master la Universitatea București până în 2010. Uh, și din 2020 am intrat în program de doctorat tot la Universitatea București, Facultatea de Teologie Catolică, Baptistă, din Școala Doctorală de Studii Teologice și Religioase uh, Coordonatorul e fratele Emil Bartoș uh, și are legătură cu, cu Ucraina, cu întrebarea ta, pentru că în momentul în care a început războiul, Eram implicat într-un proiect social, mergeam chiar în ziua în care a început războiul, pentru că aminte în februarie, de dimineață eram în aeroportul din Timișoara, împreună cu un grup de irlandezi, buram spre București, de acolo să mergem la Buzău, în satele de rom din zona Buzăului, Bădila și Ciuta, unde avem niște proiecte sociale. Și mă gândeam atunci, acum nu e momentul să zbori spre est, e mai degrabă vreme să zbori spre vest, dacă <laughs> vezi ce se întâmplă în, în Ucraina. Am mers totuși acolo, am făcut treaba, ne-am întors acasă Cumnatul meu imediat a început să fie implicat în uh, transporturile umanitare uh, Înspre Ucraina, împreună cu Ion Damian din Comunitatea de Arad Cu ionus Dumitru din Comunitatea Unedoara Moise Vrăjitor, cumnatul meu, din Comunitatea de Timișoara uh, Și, uh, acum, poate că e așa, uh, un pic colocvial spus Mi-a fost ciudă, efectiv că la momentul respectiv eram prins în niște deadline-uri pentru referate științifice la doctorat și nu am putut să merg cu ei de la primul transport. Dar imediat ce m-am degajat puțin de chestiunea asta cu, cu doctoratul, s-a mai eliberat un pic agenda, începând din, cred că în martie, sfârșitul lui martie a fost primul drum în Ucraina. Tot anul trecut și anul acesta, anul acesta deja am fost de trei ori, o dată la Cernuț, de două ori la uh, Odessa, uh, La Cernuț cred că am fost de 10-12 ori, uh, deja la Odessa am fost de două ori, la Ismail, la Ozerne, la tabăra de refugiați de la Ozerne am fost o dată. Uh, am simțit că nu pot să stau departe de, de ce se întâmplă în Ucraina și asta și pentru că prin intermediul fundației și deopotrivă prin intermediul comunității baptiste Timișoara, în colaborare cu celelalte două comunități, Arad și doar. am pus împreună resursele și am avut și cu ce să ne ducem că sunt mulți care poate ar fi vrut să facă mai mult pentru Ucraina și n-au avut cu ce. Dumnezeu ne-a deschis oarecum ușile în privința unor resurse care au venit și din afară resurse care au venit și de la Bisericii Baptiste din zonă în mod special din comunitatea Timișoara și în felul ăsta ne-am implicat în transporturile acestea. E, e trist ce se întâmplă, e greu de digerat, de, de fiecare dată vin cu inima strânsă. De, de foarte multe ori plec înspre Ucraina cu gândul și chiar vorbesc cu ția mea și spun asta e ultimul drum, ultima dată că mă duc din Ucraina. Și când mă întorc din Ucraina, n-am să plec din Odessa spre casă și deja mă gândesc că va fi următoarea dată. <laughs> <laughs> Pentru că vezi ce se întâmplă acolo și mai vezi pe fondul ăsta de criză cum se dezvoltă lucrări care nu s-au dezvoltat într-o situație normală. Chiar un caz, un caz pe care l-am remarcat la Odessa, săptămâna trecută am fost în Odessa, ne-am întors vineri noapte, sâmbătă dimineață de la Odessa și am descoperit acolo că în timp ce unii ucrainieni, nu vreau să-i jude pentru că fiecare are motivele lui, dar în timp ce unii ucraineni au părăsit Ucraina și au plecat înspre Europa de vest Americani misionari care sunt în Ucraina, de 30 de ani misionează în Ucraina, au preferat să rămână acolo Deși puteau avea o viață foarte liniștită în America, au preferat să rămână acolo pentru a sluji pe cei care sunt în nevoi Și îmi spunea un, un, american, Mark Prim, care este postor în Odessa la o biserică baptistă, biserica baptistă Farul Îmi spunea, la un moment dat am rămas cu șase membri în biserică după ce mulți au plecat din cauza războiului ne-am strâns împreună, ne-am uitat unii la alții Ne-am rugat și am spus, nu știm ce să facem Închidem biserica sau ce vrea să facă Dumnezeu cu noi, nu știm Dar ne-am rugat, am postit Și Dumnezeu ne-a pus pe inimă să ne implicăm din punct de vedere social Cu refugiații și cu săraci Și zice, în momentul ăsta biserica este plină Din nou Pentru că Dumnezeu ne-a deschis ușa înspre partea asta socială au un microbuz cu oale, cu ulcele, cu de toate ce au nevoie în așa fel încât să ducă mâncare și să împartă mâncare celor care sunt nevoiași Deschid ușile din spate a microbuzului, predică Evanghelia, 10-15 minute, 20 de minute le vorbesc cu oamenilor din Evanghelia și apoi le împart mâncare Și e un mod extraordinar prin care pot să ducă Evanghelia și prin care Dumnezeu lucrează într-o situație de, în situația asta de criză La fel am văzut la frații de la Cernăuți cei din comunitatea baptistă română din Cernăuț Sunt vreo 30 de pastori și biserici care s-au strâns împreună Și care și-au uh, și -au câștigat o mărturie fantastică Prin faptul că fiind aprovizionați din România De toți cei care au avut pe inimă să ducă transporturi umanitare uh, Au reușit să facă pachete, au reușit să, facă, să, să creeze hub-ul acesta Și după aceea să distribuie mai departe ajutoare umanitare către, Uh, ucrainieni, ruși, români N-au făcut nicio diferență de etnie Au împărțit uh, alimente Au împărțit produse de igienă Produse de strictă necesitate Împreună cu Evanghelia Și asta e foarte important uh, În timp ce predicau Vorbeau oamenilor din Evanghelie Împărțeau Biblie, Nouă Testamente, Broșuri uh, Împărțeau și alimentele Și produsele de strictă necesitate Și în felul acesta Practic Vorbeam că, în ciuda războiului și a întunericului care există, din punct de vedere uh, uh, spiritual chiar, uh, există nădejde și există lumină, Dumnezeu uh, continuă să poarte de grijă celor flămânzi, celor nenorociți. Uh, Dumnezeu vorbește faptul că El este totuși în, în control și intervine. Uh, și m-am bucurat de, uh, de tot ce am văzut până acum în Ucraina și. Deși și ultima dată am spus soție, că ăsta a fost chiar ultimul drum pentru că trebuie să-mi termin teza de doctorat în vara asta. În mod normal ar trebui să-mi susțin teza și să închei cu, cu programul de doctorat. Nu știu dacă pot să mă țin de promisiune să nu mai merg vara asta în Ucraina, deci vom vedea. Uh, slavă Domnului! Slavă Domnului și pentru culoarea aceasta! Mulțumim pentru slujirea ta, Florin! Uh, Haideți să ne uităm acum. Uh la situația actuală, așa, ai avut ocazia să vezi, să vezi și ce înseamnă slujirea în afara granițelor, slujirea în, în, România, la țară, la sat, în, în, oraș. deci, practic, de când prin toate aceste provocări, de la dezvoltarea aceasta tehnologii, tehnologiei, care, uite, și acum ne ajută, de la provocările acestea în care trebuie să stăm închiși, să vedem, oamenii au învățat să supraviețuiască. Noi am învățat creștinii să ne cum vezi lucrurile? Mai ales că uh, ai venit în școală și ai, mereu ai adus aminte de perioada aia de început, din anii 90, în care explodase. Erau un entuziasm, mulți se pocăiau, mulți se botezau, oamenii uh, veneau la zlujire. Da? E... Așa, analizând din perspectiva ta ca om, știi că de multe ori, așteptările sunt, de o parte, a enoriașilor noastre care stăm în bănci și zicem, a, păstorul trebuie să facă aia, 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 dar, pe de -a parte uitându-ne la ce a fost și ce este, vreau să vedem și perspectiva dușitorului Că și el are așteptările lui și, bineînțeles, e omul care vede, din față se are impresia că nu se vede, dar se vede foarte bine. Uh, din totdeauna mi-a plăcut, deși. Eu știu că de greu mi este mie să mă încurajez pe mine, dar din totdeauna mi-a plăcut să încurajez pe alții și mi-a plăcut să fiu un om al încurajării. Și spun asta pentru că și în perioada de pandemie, și în perioada de când a început războiul, perioada de criză, și acum că se prevede o criză economică, bate la ușă criza, criza aceasta economică, și dacă ne uităm la statisticile pe care Institutul Național de Statistică deja au început să le devoaleze și au apărut în presă tot felul de cifre legate de, în mod special vorbim acum de comunitățile noastre, de comunitățile, comunitățile baptiste, bisericile baptiste, comunități, Uniunea Baptistă, mulți ar fi tentați să vadă partea negativă sau să, să fie dezamăgiți de ceea ce se întâmplă. Eu cred că dacă ne uităm totuși la perspectiva generală, perspectiva mai globală, Putem găsi foarte multe motive de încurajare. Uh, și uh, aș putea să încep chiar cu o chestiunea cu pandemia. Pandemia ne-a învățat că, uh, dincolo de zidurile bisericii, poți să te întâlnești cu ceilalți, uh, doar să ai un pic de imaginație și să încerci să uh, cauți moduri noi în care să te conectezi cu ceilalți. Cine ar fi știut de zoom și de tot felul de rețele de felul acesta prin care poți să dezvolți grupuri de rugăciune, să dezvolți grupuri de studiere a Scripturii Poate chiar să ții programe de biserică, slujbe de biserică prin intermediul uh, tehnologiei uh, Și vreau să dau un exemplu uh, Aici e o, soră care nu mai este în viață La socrii mei, în satul socrilor mei, la Pojejena, în Caraș Severin uh, Era o soră la 86 de ani, a învățat prima dată să folosească computerul Dar după ce a învățat să folosească computerul și încet, încet și-a dat seama cum e cu Skype-ul a dezvoltat un grup de rugăciune pe Skype cu surori din România, Canada, Uniunea Europeană din țări din vestul uh, Europei și se întâlneau săptămânal pe Skype și sora aceasta era cea care dezvolta grupul, le crea link le trimitea tot și se rugau pe Skype și a rămas impresionat uh, de uh, cineva care chiar la o vârstă înaintată uh, pentru că își dorește să fie în cu ceilalți nu se blochează, nu spunem Băi, bă, sunt singură Acasă, între patru pereți și n-am ce să fac Asta e să-și plângă de milă Și să aștepte compasiunea celorlalți A descoperit metode prin care poate să fie În conexiune cu, cu ceilalți Și cred că pandemia ne-a învățat să fim să, să ne punem un pic la cale Neuronii și să ne forțăm Un pic neuronii și uh, imaginația Să descoperim Cum putem să fim împreună și altfel decât, uh, decât Fizic, atunci când sunt interzise Întâlnirile fizice Dincolo de chestiune și asta, cred că pandemia a scos la iveală curajul unora care n-au putut cum să-și testeze altfel curajul de a fi împreună la biserică decât în vremurile acele de, de frică. Știu pe alții care au căzut în fața acestui test și din martie, când a început pandemia, până în septembrie, nu au avut nicio întâlnire fizică la biserică, deși, la un moment dat, pe la jumătatea lui mai, în 2020, după aceea chiar în iunie, la jumătatea lui iunie. În primă fază au fost întâlniri în portea bisericii, după aceea se de dădea voie și cu număr limitat în interiorul bisericii, dar știu pe unii care n-au avut întâlniri fizice până prin septembrie-octombrie 2020 pentru că le-a fost frică. În schimb, am văzut oameni care au avut îndrăzneală, și-au spus mai până la urmă, dacă Dumnezeu este cu noi, nu irresponsabil, ci o îndrăzneală, responsabilă și-au luat anumite măsuri de, de precauție. Dar dacă statul zice că poți să te întâlnești în curtea bisericii, hai să te întâlnim în curtea bisericii. Și au descoperit în asta un mijloc de a face evangelizare, pentru că făceau întâlnirile în fața bisericii, în stradă, în locurile publice, ceea ce n-au făcut altă dată. Și de data asta oamenii aveau ocazia să-i vadă cum cântă, cum se roagă, cum predică cuvântul. Era evangelizare publică, evangelizare în toată regula. Practic, Putem să ne uităm la partea tristă a pandemiei, am fost limitați, drepturile noastre civile au fost restrânse, ne-am răzbuit cu statul, nu am știut, am simțit frustrări, am simțit toate aceste restricții, le-am simțit pe pielea noastră destul de dur, sau putem vedea partea bună că pandemia ne-a provocat să descoperim mijloace noi prin care să ne întâlnim, mijloace noi prin care să ieșim în public, să descoperim dacă avem sau nu suficient curaj și îndrăzneală, să ne arătăm într-un mod natural felul în care ne întâlnim noi la biserică, dar în fața oamenilor, în fața bisericii, în locul public Punând câteva scaune, punând o box, eventual dacă e nevoie și făcând un serviciu religios, un, un serviciu public în aer liber, în văzul tuturor trecătorilor Asta e legat de chestiunea și asta cu, cu pandemia Dincolo de pandemie, e adevărat că Simțim oarecare stagnare, poate chiar o descreștere a numărului de enoriași uh, baptiști în bisericile baptiste uh, Eu încă și mărturisesc sincer uh, îndoiala și asta față de cifrele INSE-ului Pentru că știu că au fost foarte multe uh, chestiuni în care s-au întâmplat uh, Chestiuni negative, cel puțin pe zona Timiș, Timișoara uh, În Timișoara aproape 80.000-86.000 de persoane care nu au fost recenzate la nivel național, 2 2.800.000 de persoane care nu au fost recenzate și toate chestiunile acestea afectează oarecum și procentajul baptiștilor din, din România. Și atunci aș fi rezervat, nu m-aș uita atât de negativ la cifrele membrilor baptiști sau inoriașilor baptiști din, din vremea aceasta. Din potriva, aș încerca să mă uit să văd uh, dinamica rural-urban. Pentru că pe zona urbană ești încurajat când vezi biserici care cresc pe partea cealaltă ești descurajat când vezi că de fapt pe zona urbană cresc pentru că se mută de la rural, se mută de la sat la oraș sau descoperim anumite zone urbane, nici măcar pe urban, nu în toate locurile, ci descoperim câteva centre uh, universitare unde lumea se adună și putem vorbi de Timișoara, Arad, Oradea, Cluj, Constanța, Brașov, uh, București, eu nu mai zic, uh, Iașu chiar, uh, zone care atrag uh, credincioșii baptiști din alte zone și într-un fel polarizează credincioșii Se dezvoltă biserici noi, cresc biserici noi în timp ce zonele de la sat se depopulează și demografia face ca și în bisericile baptiste să se simtă migrația și asta sau să se simtă depopularea Dar nu m-aș de tare de ce se întâmplă punctual în anumite localități sau în anumite județe și mă și uitam în continuare la imaginea de ansamblu. De partea cealaltă, imaginea de ansamblu, eu încerc să mă și mai multă imaginea de ansamblu, trec dincolo de granițele țării, slujind în Austria timp de 5 ani de zile și vizitând Biserica din de Austria destul de des, în fiecare an am fost, chiar recent cu 3 săptămâni în urmă am vizitat, sau 2 săptămâni în urmă am vizitat din nou Biserica din, din Viena, sunt încurajat să văd că cei care au crescut în România, în bisericile baptiste din România și s-au mutat în, în, Austria, specific în Viena, sunt oameni de nădejde, ca Baptistă, slujitori care continuă să fie implicați în rugăciune, studierea scripturii, în predicare, în evangelizare personală, chiar în formațiile bisericii și așa mai departe. Și, într-un fel, dacă e să ne uităm la diaspora europeană, diaspora baptistă europeană, vedem că baptiștii au înviorat efectiv anumite zone unde bisericile baptiste italiene, austriece, nemțești, chiar britanice erau în declin. Cunosc situația concretă a celor de la Madrid, în momentul în care baptiștii români au ajuns în Madrid și au început să se întâlnească cu baptiștii spanioli. Biserica Baptistă Spaniolă a fost efectiv revigorată mai târziu când s-au separat, pentru că erau culturi diferite, limbă diferită când s-au separat, au plâns spaniolii după români. Pentru că au spus, fraților, voi dacă plecați, noi ce facem? Cum rămânem aici? Pentru că voi ați adus din nou viață în biserica noastră. Și de asta sunt încurajat. Sunt încurajat să văd că, deși e o pierdere pentru români, sau e o pierdere punctual pentru anumite biserici sau localități din România, când Pleacă o familie cu copii sau mai multe familii cu copii, pleacă un slujitor, pleacă un păstor, pleacă un lider de tinet, pleacă cineva care era de bază în privința muzicii din biserică. Totuși, în economia împărăției lui Dumnezeu, nu este decât o mutare într-un alt, într alt loc și poate într-un loc în care este mai eficient sau poate să ducă mai mult rod pentru, pentru împărăția lui Dumnezeu. Și din perspectiva asta, Încerc să mențin la un nivel destul de ridicat încurajarea și perspectiva asta pozitivă. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Cum vezi predicarea cu odată cu venirea acestei, cum să spunem, a conținutului acesta virtual foarte mult? online practic a adus și multă, bineînțeles, prezență în în spațiul public, dar și multe învățături greșite și, din păcate, și dintre ai noștri credincioși baptiști au acces și înghit tot felul de învățături care, care mai de care mai atrăgătoare, cât mai siropoase, știi, și multă, deci pe multă învățătură bună, hrană, sănătoasă și multă o pe internet. Cum vezi lucrul ăsta? Și la fel și rugăciunea, cum vezi evoluția și a închinării? Da, aici în privința predicării Aș zice, sau în privința cuvântului, cuvântului. A din, din biserică În, în privința învățătorie, Cred că un foarte mare rol îl are biserica locală Și dezvoltarea unor grupuri în care efectiv Să fie cizelate învățăturile pe care Biserica le, le adoptă Cred că grupurile mici sunt grupuri de ucenicie Sunt grupuri în care foarte ușor poți să Prelucrez învățăturile greșite pe care unii pot să le preia din diverse surse de pe internet sau din altă parte. Trăim într-o perioadă în care e aproape imposibil să-i rupe oameni de resursele care sunt accesate prin intermediul internetului. Și au parte de bombardamentele acestea din toate, din toate părțile. Cred că sunt două, două pârghii prin care. Pot să fie ajutați cei din biserică. Pe de-o parte, păstorul bisericii locale, care să fie un păstor pe picioare, în primul rând, el să știe să-și păzească turma de învățătorile greșite, învățătorile străine și să filtreze practic orice fel de învățătură. Și, de partea cealaltă, cred că comunitățile și Uniunea Baptistă pot să fie mai aproape de păstori, pot să fie mai aproape de slujitorii din România. O chestiune care. La momentul ăsta nu prea se întâmplă, sunt destul de dezamăgit că nu se întâmplă așa cum ar trebui să se întâmple Noi împreună cu cei de la misiune Link Internațional organizăm Cel puțin de două ori pe an organizăm instruiri intensive pentru cei cu care colaborăm O conferință pastorală în fiecare an, undeva la 50-60 de familii pe care putem să le cuprindem Dar Mă uit la nivelul Uniunii Baptiste, că nu există, în afară de Poate câteva conferințe care au fost organizate de cei de la multiplicare.ro, legate de înviorarea sau revitalizarea bisericilor din România, și o conferință pastorală care are loc odată pe Ana Oradia. În afară de aceste unelte, slujitorii baptiști din România au destul de puține unelte prin care pot să-și filtreze învățăturile sau pot să. Priviască la tot ceea ce vine nou, fie din Europa de Vest, fie din Statele Unite ale Americii, fie din alte locuri prin, prin, intermediul internetului. Spun, oamenii au puține unelte la îndemână prin care pot să filtreze și să ia ce este bun și să poată să-i convingă pe ceilalți din bisericile pe care le slujesc de pericolul învățătorilor străine sau învățătorilor greșite. Și de asta cred că una din, una din chestiunile care s-ar putea face mai mult pe viitor ar fi uh, organizarea de uh, conferințe tematice Organizarea de conferințe speciale pentru slujitori în așa fel încât să știe să-și păzească turmele în privința învățătorii pe care o dau ei Și învățătorii pe care uh, cei din turma lor sau cei din biserica lor o primesc uh, din, din alte surse sau din alte locuri uh, E o chestiune foarte interesantă care se întâmplă în alte domenii și pe care eu am încercat, am pus-o în discuție mai multe rânduri în comunitatea Timișoara, dar nu am reușit implementarea acestei soluții. Poate că la nivel de Uniunea Baptistă, dacă se vor găsi mai mulți care să meargă în aceeași direcție, poate se va reuși chestiunea și asta. Dar, de exemplu, în domeniu medical, medicii sunt obligați să participe la anumite conferințe științifice, în care să crească în domeniul în care sunt implicați, fiecare, fiecare pe departamentul în care sunt implicați din punct de vedere medical, sunt obligați să participe la colocuri științifice, conferințe științifice, științifice și în felul ăsta strâng credite pentru profesia pe care o profesiază. Dacă nu mă șel și în privința profesorilor există o chestiune de genul acesta, stau și mă întreb oare, de ce în privința slujitorilor a predicatorilor, a învățătorilor. A N-ar învățătorilor, putea să fie o astfel, de, o astfel de chestiune, cel puțin de două ori pe an sau poate trimestrial, să existe conferințe organizate pe teme diferite, teme actuale sau provocări contemporane, și oamenii să fie un pic împinși de la spate să participe prin intermediul relațiilor pe care le au cu ceilalți păstori din comunitățile teritoriale sau. Nu știu prin ce pârghii s-ar putea ajunge la, la ei, dar poate că unii nu-și dau seama cât de utile ar putea să fie astfel de pregătiri, astfel de dezvoltări personale în domeniul teologiei În așa fel încât în momentul în care se confruntă cu anumite situații să nu fie luați prin surprindere Poate că unii se gândesc, domnule, eu sunt la sat sau eu sunt într-o zonă în care nu au acces astfel de învățători Nu știu dacă o să am eu vreodată de predicat despre asta sau de stat de vă să convin pe cineva că e uh, fals sau că e erezie sau să-i dau explicații despre un anumit domeniu. Acum, practic, cu tehnologia nu mai contează că ești la sat sau oraș, resursele sunt accesibile de pe telefon mobil, de pe laptop, tabletă, indiferent unde ești. Și atunci trebuie să fii pregătit, indiferent de ce zonă te cheamă Dumnezeu să slujești, trebuie să fii pregătit să răspunzi la niște provocări contemporane. Așa este. Foarte important ceea ce ai zis. Slavă Domnului că avem resursele acestea, numai că trebuie într-adevăr niște inițiative, a spune eu, oarecum centralizate, uh, provenite de la centru. Pentru că câteodată, da, omul e om ca și noi, suntem reticenți, avem o grămadă de treabă, sunt o grămadă de lucrări pe care trebuie să le facem și atunci, na, când ești mai că sunt, da, când ești cu mai mult... E să te desprinzi, da. Când când ești cu mai mulți, e, uh, ai Dorința să ar un pofta, vine mâncând, te mobilizezi și tu și poți să faci. Așa, de unul singur, e mai dificil. Da, uh. și mai e chestiunea asta. Am întâlnit-o în Austria, de exemplu, în Austria nu poți să fii păstor, păstor ordinat sau nu te ordinează ca și păstor dacă nu ai o pregătire teologică, dacă nu stai cel puțin 2 ani de zile sub autoritatea unui păstor cu experiență, să înveți de la păstor respectiv și abia după aceea să poți să fii implicat ca și păstor într-o biserică, practic să-ți asumi responsabilitatea păstoririi unei comunități uh, religioase, unei biserici baptiste, vorbim de uh, Bundul Austriac, Biseric, uh, Uniunea Baptistă Austriacă. Uh, ce este uh, încurajator pe de o parte, trist de altă parte Încurajator este că în bisericile baptiste sunt foarte mulți oameni din bisericile locale Care se ridică uh, și încep să slujească în biserică Simt chemarea și asta își pun timp deoparte ca să slujească. Partea tristă e că nu toți înțeleg valoarea studiului, valoarea înțelegerii doctrinelor, a dogmaticii, valoarea teologiei, și nu toți au o plecare aceasta înspre un studiu mai profund, în așa fel încât să se pregătească pentru a da răspunsuri valide în context contemporan. E adevărat că doar pentru a predica ca grupului de restrâns de membri care sunt în biserica respectivă Poate nu e nevoie de foarte multe pregătire sau foarte multă teologie Dar pentru a răspunde unor provocări contemporane În momentul în care vine cineva din afara bisericii și te abordează Sau ești invitat undeva la o emisiune radio Sau ești invitat la Docents Media Și trebuie să stai de vorbă să vorbești despre niște chestii contemporane Trebuie să fii pregătit Nu poți să vii doar așa, cu niște versete din Biblie, să știi bine Biblia pe de rost și să uh, pui versete împreună și în felul ăsta, gata, asta spune Biblia despre situația respectivă. Eu cred că e nevoie de ceva mai mult de atât. E nevoie de contextualizare, e nevoie de o înțelegere istorică a unor, uh, a dezvoltării unor uh, problematici contemporane, e vorba să vezi dinamica uh, unor astfel de. Uh, de problematice, vor să vezi mai multe aspecte sau din perspective diferite și să abordezi poate și dintr-o perspectivă a valorilor principiilor sociale sau a valorilor și principiilor uh, seculare, să vezi, domnule, cum gândesc ceilalți. Te pui un pic în papucii lor și vezi de ce argumentația lor este așa cum este și avea după aceea să vii cu un răspuns valid, un răspuns pe care să-l și accepte, să-l și primească ceilalți. Și chiar dacă nu îl primesc neapărat, dar măcar să știi că este un răspuns elevat, un răspuns fundamentat, un răspuns bine argumentat și coerent în același timp din punct de vedere teologic. Așa este. Florin, practic asta răspunde și la întrebarea mea legată de noile tendințe, de noile provocări care vin din zona asta politică, ideologilor. Făcând pregătire continuă, da, aparțin la seminarii, conferințe, Chiar dacă n-ai învățat la seminar, poți să știi cum să răspunde unui no, seminar sure. care îți pune o întrebare sau să participi la o emisiune pe, bază, pe, nu știu, pe tema educației sexuale. Sau chiar dacă faci și -ă, predai religie, știi că mulți dintre păstori predau și religie și știi cum să te adresezi și copiilor. Sau chiar la școala uh -huh. dominicală, nu știu, chiar la tineret, la, la biserică. Deci, practic, te pui cumva la la zi cu ceea ce se întâmplă și cu modul de a răspunde. Pentru că na, nu reinventăm noi nimic. Lucrurile acestea pe care noi le experimentăm acum s-au întâmplat în vest mult înainte. Da, și nu ar trebui să ne fie frică de lucrurile acestea. De multe ori, pur și simplu, punem un zid între noi și ceilalți, zicem, dole, asta este Biblia interzice sau Biblia pedepsește, Biblia este împotriva acestor lucruri, nu avem ce discuta. În momentul în care închid un canal de comunicare, practic eu le închid șansa unora, poate dintre cei care gândesc altfel să-și deschidă orizontul, să vadă de ce gândesc în felul în care gândesc, de ce practic valorile și principiile pe care le am și poate chiar să-și schimbe gândirea, modul de gândire, să poate Duhul Lui Dumnezeu să lucreze și să ducă convertire în viața unor astfel de persoane. Deci încerc să păstrez canalul ăsta de comunicare des, deschis. Uh, și aici îmi place foarte mult ce spunea la un moment dat, cred că Tim Keller. Uh, spunea, folosind o comparație între Iona și Domnul Isus Hristos Spunea, Iona a rostit blestemul asupra cetății Ninive și a ieșit din Ninive. Hristos rostește blestemul asupra Ierusalimului în Luca 19 și apoi a intrat în Ierusalim. Foarte uh, Și a intrat și a ieșit în mai multe zile, practic în Săptămâna Mare, până când a fost arestat, după ce a crucificat, mort în dar Hristos a intrat în Ierusalim, a fost deschis la discuții cu farisei și cărturarii, deschis la discuția cu vameșii și cu păcătoșii A păstrat canalul ăsta de comunicare deschis Nu i-a fost frică să abordeze problemele care în vremea respectivă acelea erau probleme contemporane pentru, pentru vremea de atunci și cultura de atunci Pavel mai târziu abordează foarte contemporan sau foarte actual pentru vremea lui problemele care sunt în Corint, în Efes, în uh, Areopagul Atenian, în, uh, în Atena cu filozofie, epicurien și stoici. Practic, aici e provocarea asta de a ieși oarecum din zona noastră de confort și de a studia chiar despre subiecte care uneori se pare că nu are niciun rost să ne pierdem vremea cu astfel de subiecte. Pur și simplu găsim niște versete biblice, biblice, uh, răspundem cu două, trei versete, că așa zice Biblia și Închidem subiectul respectiv. Cred că e nevoie de, de mai mult și dacă vrem să ieșim o societate, dacă vrei să, de exemplu, să particip chiar la o televiziune seculară, ca și invitat, și să, să intri într-o dezbatere publică pe un subiect care fi, frige, un subiect care e fierbinte la, la vremea și asta, eu cred că e nevoie de înțelegerea și asta a perspectivei nu numai creștine, ci și a perspectivei seculare. De căutarea unor puncte de legătură între cele două și, după aceea, de o argumentație coerentă în privința dezbaterii respective și argumentării poziției valorilor și principiilor creștine. În mod special, acum noi vorbim în contextul baptist, dar dincolo de baptiști, contextul valorilor și principiilor evanghelice. La văd E, E nevoie de muncă, de educație, de cercetare, de se pare un om care nu mai, nu mai crește, nu se mai educă, nu mai citește, nu doar că stagnează, pentru că nu poate să stagneze, ci în respectiv scade efectiv, pierde conexiunea cu contextul cultural, contextul de viață în care se află și rămâne ancorat oarecum în istorie, aș zice, poate, deși e puțin colocvial, Trește doar cu mâncare din conserve, nu mai mâncă proaspăt, nu mai cumpără de la piață, nu mai merge la piață să, să vadă ce mai e pe tarabă proaspăt Și din ce mă oferă taraba să încerc să fac o mâncare care să fie proaspătă, fresh și să mă bucur de, să mă bucur de ea Cred că trebuie să ne păstrăm conexiunea asta cu, cu, societatea, cu cultura contemporană, cultura seculară, să, să căutăm să înțelegem și să Pregătim răspunsurile potrivite și sunt impresionat de ce se întâmplă uh, și în România și în Europa de vest și în America cu oameni care au reușit să găsească uh, legătura aceasta. Uh, poate că Timothy Keller e unul din ei la, la New York în Statele Unite ale Americii uh, dar sunt mulți alții și în America și în Europa de vest și chiar în România văd că se ridică la uh, câteva persoane care înțeleg apologetic uh, legătura asta dintre sau dezbaterea dintre valorile și principiile evanghelice creștine Și valorile și principiile seculare Și îmi place că vă văd oameni care nu le este frică de dezbatere publică Nu le este frică de a ieși în public Nu le este frică de a ieși dincolo de zidul bisericii În interiorul zidurilor e foarte confortabil să predici din Biblie Îți predici predicile, vorbești ceea ce ani de zile ai, ai vorbit că știi că oricum nu te contrazice nimeni și nu, exact. nu vine nimeni să, să aibă o altă abordare, dar în afară e mai greu. Așa e La văd, Florin Mulțumesc mult pentru, pentru seara aceasta, pentru discuție Aș vrea totuși să închem cu un gând cu cu încurajare să zic așa, pentru că încă mai har, încă se mai pot schimba și mi-a plăcut foarte mult perspectiva ta optimistă și ai și venit la fiecare din temele pe care ți le-am pus la, în față, ai venit și cu o soluție imediată. Te rog, acum la final, mai sunt câteva minute, te rog, un gând, un sfat, o, eu, o rugăminte, poate o listă cu așteptări, nevoi pe care credem noi societatea baptistă, că din ce o și le din România le putem, le, punem, le putem pune în aplicare, să spunem, în viitor apropiat. Cred că provocările sunt multe. Provocările contemporane sunt multe, diverse și își schimbă forma din ce în ce mai mult cu trecerea timpului. Lista de așteptări e, e lungă. Poate că, așa, printre pff, lucrurile pe care le-aș pune pe lista imediată de așteptări, ar fi o colaborare mai bună între bisericile baptiste din România și bisericile optiste din diaspora, între bisericile optiste din zonele rurale și bisericile optiste din zonele urbane. O chestiune la care m-am gândit adesea și pe care chiar o practicăm în, în ultima perioadă cu cei de la Fundația Mission și am încercat să o practicăm și în comunitatea Timișoara, să încercăm, dincolo de a ajuta, de exemplu, păstori sau biserici din zone defavorizate. Pe care poți să-i ajuți în mod constant, dar care nu se dezvoltă mai mult decât e limita zonei respective Pentru că poate o zonă depopulată, nu poți să te aștepți într-o zonă cu 100 de familii în tot satul să ai o biserică baptistă de 500 de membri Astea sunt așteptările, deci te uiți la ce, care e potențialul din localitatea respectivă Și atunci ne-am schimbat puțin perspectiva sau optica și am zis hai să investim mai mult în centre care pot să dezvolte în împreajmă lor Gen Antiochia, centre care pot să devină centre de misiune pentru zonele în care le-a așezat Dumnezeu Biserici poate de orașe sau biserici din comune mai mari, care odată ce sunt ajutate să-și extindă potențialul, să dezvolte mai mulți lideri Pot să investească în misiune și în loc să ajuți o singură biserică de sat, să-i plătești salariul postorului sau să-i plătești cheltuielile bisericii timp de 20 de ani poate ajuți o biserică care deja are ceva potențial, dar și extinde potențialul și în 20 de ani biserica respectivă s-ar putea să ajute 20 de biserici în preajma ei sau să mai dezvolte, să planteze încă 5 biserici în zone în care nu sunt biserici și în felul ăsta amplifici potențialul resurselor pe care le avem la dispoziție și care nu sunt nelimitate care își au limitele, limitele lor. Deci o chestiune pe care mi-aș dori să o văd în, în următoarea perioadă în Uniunea Baptistă, ar fi o colaborare mai bună între biserici cu potențial și biserici fără potențial, în așa fel încât să se amplifice acest potențial de uh, investiție în slujitori, în plantarea de biserici, în misionarea bisericilor și în întreținerea lucrării din bisericile care deja sunt, uh, sunt formate. Apoi, sunt foarte multe biserici care nu se pot apăra singure. În fața valului provocărilor care sunt, și din punct de vedere juridic, și din punct de vedere mediatic. Și atunci au nevoie de sprijinul unor surori, unor biserici surori mai mari. Și aici poate că e nevoie ca bisericile mai mari să iasă puțin din zona lor de confort. Unii pur și simplu s-au enclavizat pentru că au 2-3 pastori care predică excelent, au formațiile bisericii, au program bisericii, au planul lor pentru următorii 10 ani. Dar nu gândesc dincolo de ceea ce ei au în planul lor sau în trezidurile lor Nu se gândesc că poate la 5 km distanță de, de ei o biserică ce moare și mâine pe mâine Pui lacătul pe ușa bisericii și s-a închis lucrare din zona respectivă Și atunci e nevoie ca uh, unii să înceapă să vadă dincolo de confortul lor Să înceapă să vadă dincolo sau să-și reia uh, Nu știu, probabil că mai țin minte, anii, de, anii 90 imediat după Revoluție Urcam în autobuz, luam 5, 6, 10 tineri cu noi, urcam în autobuz, cântam tot drumul, că mergeam 20 de km cu autobuzul și dorea o oră, sau o oră și jumătate călătoria. Cântam cu chitara, cântam în autobuz, ne auzeau toți din autobuz sau din tren, în vagon de tren. Ajungeam în câte o biserică de sat, eram în încurajare pentru cei de acolo, se bucurau frații, surorile, învățam să predicăm, că nu știam să predicăm, okay. dar așa am învățat, eu cel puțin așa am învățat să predic. Într-o biserică de sat, prima dată un frate cu care am fost zice, azi citești un text și predici Și zic, eu n-am predicat niciodată <gântu -i> Și mi-am și ales un text din romani Nu știam ce înseamnă atunci romani și, <gântu> <gântu -i> <gântu -i> <gântu -i> <gântu -i> Da, și aș, pur și simplu m-a aruncat M-am prins în față Culmea e că nimeni din biserică la vremea respectivă n-a criticat nici predica mea, nici greșelile mele pe care le-am făcut, nici tinerețea mea, nici alte lucruri, pentru că oamenii se bucurau de vizită, de încurajare, de musafiri. Și cred că, în continuare, sunt nenumărate biserici care s-ar bucura de musafiri. Dincolo de vizitarea lor, practic, vizitându-i, ne crește în viitorii slujitori. Nu poți să-i crești într-o biserică de oraș unde ai streaming, live, totul este uh, foarte bine regizat, în așa fel încât să nu te faci de râs pe internet, uh, și atunci nu mai are loc să cânte oricine, să predice oricine, să uh, vină oricine în față, să conducă vreunul din programele bisericii, tot e profesionalizat și uh, în, în, contextul ăsta cine se mai crește slujitorii, uh, cum crește geanța viitoare uh, Revigorând lucrarea din zonele uh, mai puțin favorizate sau defavorizate chiar uh, Mergând în misiune și din interiorul zidurilor, Când legături de părtășie Ajutând eventual și bisericile din diaspora să se așeze pe un făgaș Pentru că încă multe nu și-au găsit drumul Deși sunt coagulate ca și biserici, cred că situația este extrem de complexă Lista mea e foarte lungă de ce aș aștepta să se întâmple în următorii ani Nu știu câte din lucrurile pe care chiar mi le doresc să se întâmple și în care sunt implicat activ să se întâmple Nu știu câte se vor și realiza și mi-e frică să fac promisiuni Dar eu cred că dacă pornim cu, cu, cu inimă bună, cu atitudinea asta, că, până la urmă Dumnezeu e în control Dumnezeu are o lucrare de făcut în continuare în Biserică Baptiste din România, în Uniunea Baptistă din România, Dumnezeu în care oameni pe care îi scoate și îi pune deoparte să slujească în biserici și să-și dezvolte lucrarea și asta. Cred că dacă pornim în felul acesta, suntem încurajați în felul acesta, îi motivăm și pe alții, îi inspirăm, îi umplem de entuziasm și în felul ăsta cred că uh, devine molipsitor. Atitudinea aceasta este o atitudine molipsitoare și entuziasmul meu și al altora, multor altora, sper să fie molipsitor și pentru alții. La vă, domnului Florin, așa să fie, așa să se întâmple. Mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta, mulțumesc pentru discuția cu tine. A fost o încurajare și slavă Domnului! O domnilor. singură chestiune, dacă pot să mai mai spun, te rog, te rog. Foarte, foarte interesant și e o chestiune de, de final Practic niciunul din lucrurile pe care noi le-am discutat legat de felul în care evoluează lucrurile, provocările urbane Cum răspundem provocărilor urbane, rurale, contemporane, seculare, culturale și așa mai departe Niciunul din lucrurile astea nu putem să le facem singuri sau nu le poate face o singură biserică sau doar un grup de, de biserici Cu cât suntem mai puțini și mai izolați, cu atât vom fi mai ușor de doborât sau de, de culcat la pământ Tocmai de aceea eu cred că nu întâmplător Uniunea Baptistă poartă numele Uniunea Bisericilor creștine baptiste Este o uniune a bisericilor, e o asociație de biserici surori care vin împreună Și cred că doar împreună putem să, să facem lucruri mari pentru Dumnezeu Amin Așa să fie. Încă o dată îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta, pentru discuția pe care am avut-o. Dumnezeu să te binecuvânteze în ceea ce faci, în lucrarea la care ai fost chemat și uh, uh, cu ajutorul Domnului să ne revedem la o altă ediție. Bineînțeles că eu cred că n-am terminat discuția. Uh, S-a văzut clar că am mai, mai fi avut de discutat și eu mai aveam uh, câteva idei, dar. Uh, cu ajutorul Domnului într-o altă ediție cu drag stăm de vără. Mulțumesc foarte mult! Și eu mulțumesc pentru invitație. Dumnezeu să o binecuvinteze pe voi și lucrarea care o faceți prin ProDocens. Mulțumim mult! Stimați prieteni și de asta vă mulțumim în seara aceasta pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că ați fost cu noi și de data aceasta. Până data viitoare ne vă salutăm și vă spunem la revedere!